Faust, la această întrebare n-am să-ți răspund. Hai, dragul meu, răspunde. Nu insista pentru că n-am să-ți răspund. Ascultă, ticăloși, avem un contract. Ești obligat să-mi răspunzi la orice întrebare. Da, Faust, la orice întrebare care nu privește secretele profunde ale ordinului nostru. Faust, nu te obrăznici. Tu nu ești decât un inițiat, nu un adept. Mai bine gândește-te la iad, pentru că ești condamnat. Doctore Faust, Dumnezeu a creat lumea. Dispari-ne-a toți de suflete! Tu ești cel care l-a condamnat pe Faust! Tu l-ai corupt pe Faust, pe bietul Faust! Nu e prea târziu! Nu! Nu e prea târziu! Nu, niciodată nu e prea târziu! Abjură! Ba da, e prea târziu! Nu, niciodată nu e prea târziu! Abjură, doctor Faust! Puterea lor e frica noastră! Abjură! Abjură! Hristos cel bun e salvatorul meu. Încearcă tu, Iisuse, și salvează, dacă vrei, nefericitul suflet al lui Faust. Salvează-mă tu! Iisus, e drept. Prea drept. Dar cum ar putea el să te salveze? Doar eu sunt interesat de sufletelul tău, Faust. Faust, pentru trădare față de infern, eu sufletul ți-l voi încarcera. Retractează vorbele de mai înainte sau îți dizolv ființa. Invocă-l pe Lucifer și pe Osiris așa cum te-ai angajat prin contract, prin semnătură, acum. Iartă-mă. Uite, sunt gata să semnez, să semnez din nou legământul pe care l-am făcut, uite, acum. Aici, fără echivocuri, iartă-mă, e vârsta, lipsa de experiență, de-asta am trădat, altfel nu trădam. Uite, iartă-mă de data asta și jur, îți jur că nu mai greșesc. Și n-am să mă mai rog lui Dumnezeu, voi încălca toate dogmele și cutumele, voi arde pe rug scriptura și scripturile, iar creaturile clonate de mine în laborator vor dărâma bisericile lui. Așa se faci și vei fi răsplătit, copios. Unde-i cartea cea sfântă și toate cele mistice volume păstrate în templele celui pe care îl credeam Dumnezeu? Uite, dau foc. Degeaba îl venerați pe Dumnezeu. Eu am comis milioane de păcate și el nu s-a atins de mine, fiindcă eu sunt omul lui Mefisto și l-ascult. Îi dau foc. Hai să-ți vedem puterea. Da? Coboară în sus tu și fă minuni. Nu meriți să fii idolatrizat dacă permiți ca scrierile în care se află legea ta să fie arse. De ce nu ne trimiți o vijelie să-ți aducă până la tron cartea cea sfântă? Fă asta dacă te cheamă Dumnezeu. De ce nu te răzbuni pe doctor Faust, care își îndreaptă anatema către tine și își bate joc de legea ta stupidă? Aflați că Dumnezeu e în iad? Nu-l poate auzi pe doctor Faust. Închinați-vă lui Satan, cel adevărat. El este unic și indivizibil. Să piară lumea! Fiindcă lumea asta nu-mi este pe plac, nimic să nu mai stea în cale, nici strigăt peste strigăt de îndurare, nici piatră peste piatră, cu arme noi, necunoscute, vouă voi șterge totul de pe hartă, iar focul o să urce până la noi, o să topească stelele de parcă ar plânge Dumnezeu de mila lumii. Aflați că vine doctorul, a pornit și vine. Pe drumul de cleștar, bătute în stele, voi trece peste lumi și lumi, voi spinteca istorii și istorii, voi țintui destinul acestui univers, voi trece peste tot și peste toate și n-am să mă opresc până când sufletul desprins de trup se va înălța pe calea laptelui și îl va întâlni pe Satan, binefăcătorul, și n-am să mă opresc până când cerul o să rămână nemișcat și va sări pământul ca o minge până la lună și n-am să mă opresc până când nu-l aud pe Dumnezeu din cer strigând, ajunge doctor Faust! Atunci doar mă voi opri, adică niciodată. Bravo! Faust? Faust, ce-ai?
Faust! Faust! Ce ai pățit? Nu știu. Mă simt cam tulburat. Ce poate să-l tulbure pe mărețul, doctor Faust? Ceva, dar nu știu ce.